Noi acțiuni ale poliției rutiere în weekend pe drumurile din județ. Polițiștii au verificat 10 de autoturisme, iar acțiunea a avut ca scop prevenirea faptelor de violență, depistarea șoferilor care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, a celor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și a vitezomanilor. Au fost aplicate 380 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei, pentru neregulile constatate la regimul rutier. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 35 de permise de conducere, dintre acestea 25 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km pe oră, 4 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, iar 6 pentru alte abateri la regimul rutier. Polițiștii au reținut mai multe certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice, fiind constatate și infracțiuni la regimul rutier. În localitatea Gura Padinii, un bărbat a fost prins la volan fără permis. În cadrul activităților, la data de 2 martie anul curent, în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 3 Corabia au oprit pentru control pe drumul național 54A, în comuna Gura Padinii, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul București. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Bărbatului a fost întocmit dosar penal, iar în comuna Mihăiești, un șofer de 25 de ani a fost testat pozitiv pentru consum de droguri. Și la Caracal, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din localitate, aflat sub influența alcoolului. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale.